În cazul acesta este o reconstrucție care s-a început să facem reconstrucții în Sarmizegetul. Asta este o un doar transparent, așa, ca să dăm o idee. Este în curs de publicare Marele Templu, deci este doar un preview în momentul de față. Și aici sunt niște obiecte de colectat. Și aplicația este gândită în așa fel încât trebuie să colectezi toate obiectele din Sarmizegetusa și, formă, se deblochează scenariul din Roma, care se poate vedea reconstrucțiile. De asta acum culegem ultimele două obiecte și trecem în Roma. Astea sunt piesele care au fost găsite în șantierul arheologic, în cercetările care s-au făcut la Marele Templu și în reconstrucție au fost repuse la loc toate obiectele care s-au găsit. Asta este un exemplu. Au fost mai reproduse în atelierele grecești din Asia Mică și apoi reproduse în număr mare cu precădere la Sarmizegetus. Și obiectul ăsta e vizibil în expoziție. You see, we get the second reward. That means that if I continue to play, I get more rewards. So that means that I can just play one scenario and get just one reward, but I can continue to play and obtaining more rewards. In this case, I completed the Sarmizegetusa shelf, so we unlocked the Roman shelf. I can now pick the Forum Augusti, for instance. So let me check this. Aceste obiecte spun povestea medicii. În copilărie, el a fost martor la cucerirea Romei de către medicii. Și în this case, we have to find the four objects. In this case, in the other box, there is what remains today.